Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună regăsire la o nouă emisiune a Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și vă propun pentru astăzi o temă și un om care cunoaște cel mai bine ce înseamnă misiunea. O misiune avem cu toții. Eu, dumneavoastră, toți cei dragi nouă. Dar iată, sunt oameni pe lângă noi sau departe de noi de cele mai multe ori care au o misiune cu totul aparte. Și pentru că de curând a fost Ziua Mondială a Misiunilor, invitatul meu de astăzi este Părintele Claudiu Iștoc. Părinte, bun venit la RCIS FM. Bine v-am găsit. Părinte misionar, pentru că sunteți de atât de mult timp părinte misionar și iată ne bucurăm că v-a prins această sărbătoare acasă, în România, pentru că de fapt acasă rămâne România pentru dumneavoastră. Da și nu. Adică m-am obișnuit deja cu acest cuvânt acasă, mă întorc acasă în Kenya. Are misionarul aici de fapt o altă casă după un timp? Probabil aceea este casa lui acolo unde este ca misionar, pentru că știți acele cuvinte, nu? Mal d'Africa, când începi să te îmbolnăvești puțin de locul în care lucrești, mai ales misiunea, și devine casa ta, misiunea în care ești. Aproape inconștient se implementează această idee și acest sentiment în mintea misionarului. Deci din 2016 putem spune că Maikona, Kenya, este casa, noi spunem ce număr, este un alt loc în care dumneavoastră vă simțiți ca acasă, alături de acea comunitate pentru care ați contribuit extrem de mult și vom vedea pe parcursul emisiunii cât de multe s-au făcut ca să ajungem la ceea ce este astăzi, în 2023. Dar până acolo vom rămâne aici, acasă, în România, și aș vrea să vă întreb cum a fost pentru dumneavoastră Ziua Mondială a Misiunilor aici în România, concret ce activitate ați avut și cum ați sărbătorit, pentru că de fapt a fost ziua dumneavoastră, nu-i așa? Da, într-adevăr, coincidența face că m-am nimerit în România, haideți să spunem acasă, la mine, de Ziua Mondială a Misiunilor și în această lună octombrie, luna misiunilor, și de Ziua Mondială a Misiunilor am fost chiar în comunitatea din Bacău, Sfinții Petru și Paul. Am celebrat o Sfântă Liturghie la ora 11, unde, într-adevăr, ceea ce trebuia să fac, nu? Să fac o animare misionară sau o sensibilizare misionară și să vorbesc cu oamenilor despre misiuni. Părintele Decan m-a invitat cu această ocazie și m-am bucurat să mă întâlnesc cu comunitatea și ocazie cu care și să le mulțumesc pentru modul în care ei sprijină foarte mult misiunea din Maikona. Au sprijinit-o pe parcursul anilor, dar au un simț așa și o sensibilitate deosebită băcăoanii pentru misiunea din Maikona. Apoi după liturghie din nou, părintele mi-a dat ocazia să vorbesc despre ce facem noi acolo mai mult decât o predică, ca și o cateză, să spunem, cu adulții după liturghie, unde m-am întâlnit din nou și oamenii foarte doritori să întrebe fel și fel de detalii, curiozități, nu? M-am folosit de anumite imagini și am trăit acea zi a misiunilor destul de intens. Seara am fost în comunitatea mea natală din Gherești, unde din nou am vorbit despre misiuni. Am folosit această ocazie ca să celebrez și eu împreună cu puține comunități din dieceza mea Ziua Mondială a Misiunilor. Și bineînțeles că toată luna octombrie am profitat sau încă mai profit și mă duc în diferite comunități ca să vorbesc despre misiuni acolo unde preoții mă invită. Pentru că, evident, sunteți în studioul RCIS FM să ne vorbiți despre dumneavoastră, despre misiunea dumneavoastră, voi profita de acest lucru și aș vrea să vă rog pentru cei care ne urmăresc pe RCIS FM sau Angelus TV să rezumați în câteva cuvinte ce înseamnă, de fapt, o viață de misionar. Este greu în câteva cuvinte să exprim ce înseamnă o viață de misionar, dar aș vrea să spun că este o viață normală unui preot cu o activitate pastorală pe care trebuie să o facă. Că este aici în dieceză sau că este în misiuni, este tot o activitate pastorală. Bineînțeles că are o altă nuanță atunci când ești într-un loc, într-o altă cultură, departe de casă, dar acesta nu este un factor foarte important sau greu de suportat, dar a fi misionar trebuie să te implementezi acolo unde ești și să nu duci neapărat dorul de casă, pentru că atunci nu poți să fii prezent cu oamenii.
și bineînțeles să reușești să te adaptezi la toate acele condiții pe care nu ți le-ai imaginat niciodată. Chiar dacă ai citit din cărți sau ai auzit de la alții sau ai văzut fotografii sau imagini, acolo este cu totul altceva. Din perspectiva personală, vă considerați îmbogățit de activitatea pe care o aveți în Kenya? E enorm de mult. Noi, de fapt, trebuie să ne schimbăm puțin concepția pe care și eu m-am dus cu aceeași concepție înainte, probabil, sau când am început să lucrez pentru misiuni, de mulți ani, cu mulți ani în urmă, că noi mergem să ajutăm. E adevărat că mergem să ajutăm pentru ca să predicăm Evanghelia și să-L facem cunoscut pe Hristos. Dar, de fapt, tu primești foarte mult de la ei. Primește enorm de multe lucruri, te îmbogățești efectiv, te întorci de acolo, nu că te îmbogățești doar cu o limbă care ai învățat-o acolo sau cu câteva aspecte culturale, dar te îmbogățești efectiv. Eu ca preot mă îmbogățesc și cu multe inițiative pastorale, dacă vreți. Mod de a mă relaționa cu omul. Eu oricum, personal, sunt convins că și toți ceilalți care sunt acolo sau care trec pe acolo se întorc înapoi îmbogățiți. Nu pot să spun că am mers acolo și am dat totul din mine. Într-adevăr, am făcut tot ce am putut. Dar nu că mi-am epuizat forțele, dimpotrivă. Mi-am încărcat forțele sau bateriile, cum spunem noi. E un schimb convenabil, de fapt. Părinte, știu că ați fost director al Centrului Misionar Diecezan, director național al Operelor Pontificale Misionare în România și ați știut încă dinainte de a vă începe activitatea în Kenya ce înseamnă de fapt a fi misionar, învățând și văzând acest lucru prin vizitele pe care le-ați făcut prin diferitele misiuni ale diecezei de Iași. Totuși, aș vrea să vă amintiți și să ne spuneți care a fost momentul când s-a decis sau când ați decis că veți avea o misiune, iată, de destul de lungă durată, deși poate la acel moment n-ați știut, și ați fost cel care a ajuns, de fapt, parohul de Maicona. Da, într-adevăr, eu am început să visez la misiuni sau să mă gândesc la misiuni din 2002, când am început împreună cu alți doi preoți din dieceză să facem o animare misionară în dieceză. Era o noutate. Apoi, bineînțeles că din 2004 a trebuit să preiau Centrul Misionar Diecezan. Încet, încet a urmat și oficiul acesta de director național al Operelor Pontificale Misionare. Am avut dorința și mi-am exprimat-o chiar în vreo două, trei ori la episcopul meu, episcopul Petru Gherghel de atunci, să mă duc, dar nu m-a lăsat niciodată, a spus nu, deocamdată rămâi aici în dieceză, pentru ca să anim mai întâi dieceza și dacă într-adevăr dieceza poate să susțină misionari, vedem mai târziu. A fost o conjunctură surprinzătoare pentru mine când s-a decis plecarea mea. De fapt, am decis plecarea, sincer să fiu, într-o discuție cu episcopul, când ne-am dat seama că cineva trebuie să meargă și nu avea cine și atunci am spus, plec eu. Când ați intrat în acea discuție, v-ați gândit că veți ieși având această misiune? Nu, sub nicio formă. Ați intrat căutând o soluție, da. De fapt, pe cine veți trimite acolo? De fapt, am fost chemat să găsim o soluție. Ce împreună? Facem? Da. Și la un moment dat, episcopul, ce facem? Dintr-o dată, efectiv, mi-a venit această idee și a spus, da, plec eu. Nu ai cum să pleci pentru că ești cu Operele Pontificale Misionare. Preasfințită, reușim să rezolvăm și această problemă. Și, de fapt, am ieșit la acea discuție cu decizia luată împreună, nu numai eu, împreună cu episcopul și, practic, în 10 zile am și plecat. În 2016, în ianuarie, 16 ianuarie. E clar că ați simțit o dorință de a vă implica pe această zonă misionară, dar totuși înainte de asta ați avut și experiența pastorală de la Piatra Neamț, nu? Ca paroh, într-o parohie foarte frumoasă, într-o comunitate activă. Care au fost diferențele și cum le-ați simțit comparând cele două comunități? Iată, a fi paroh la Piatra Neamț e una, a fi paroh în Maicona e cu siguranță cu totul altceva. Aici aș vrea să dau ceva. Eu, practic, din primele luni de preoție, din 1995, după două luni de preoție, am fost, nu racolat, am fost numit și trimis să lucrez și pentru Caritas. Practic, din acel moment, din primul an de preoție, eu am început această activitate pastorală, dar și această activitate socială. Deci din 1995 am fost implicat permanent și în aceste activități sociale, și am îmbinat pastorația cu socialul. Fie că am fost director la Caritas,
la Asociația Caritas Roman pentru o perioadă destul de lungă și Centrul Misionar Diocezan, Operele Pontificale Misionare, chiar dacă este o operă de evangelizare, dar este și o activitate socială. Practic, toți anii mei de preoție, până să plec în Kenya, a fost impregnat așa și de acest spirit pentru activitatea socială. Am luat-o în serios. Și chiar când am fost paroh la Piatra Neamț, eram și director la Caritas, tot cu activitate socială. Acum, practic, nu mi-a fost greu să mă pliez numai icona, pentru că făceam și pastorație și activitate socială, să spunem, pentru că activitatea noastră de acolo nu înseamnă numai predică, dar înseamnă și multă implicare socială. Deci nu mi-a fost greu, pot să spun, și nu mi-a fost greu pentru că cunoșteam deja misiunea dinainte, din vizitele pe care le făceam, cunoșteam și celelalte misiuni care le avea dieceza de Iași în celelalte țări de misiuni și nu era ceva absolut nou. Bineînțeles că, fiind acolo, trăind permanent și nu doar într-o vizită, s-au schimbat lucrurile, nu era chiar ca într-o simplă comunicare cu misionarul ce trebuie să fac ca să-l ajut. Deci am fost eu cel care a trebuit să nu să-mi ocup timpul, pentru că nu căutam să-mi ocup timpul, pentru că timpul se umplea singur. Cu siguranță. Dar a fost cu totul altceva stând acolo. Însă, sincer să fiu, dacă dau filmul puțin înapoi, acum 8 ani, cum era la început, n-am simțit acea greutate de noutate extraordinară, că trebuie să fac și această activitate pastorală și activitate socială. Cu siguranță, părintele Eugen Blaj, cel de la care ați preluat această conducere a acestei comunități, v-a povestit ce a găsit dânsul în Maicona atunci când a fost trimis acolo. Ce știți și ce ne puteți spune despre începuturile misiunii diecezii de Iași în Maicona? Bineînțeles că părintele Eugen ne-a povestit ce era înainte acolo. Știam și eu, pentru că deja din primii ani ai părintului Eugen la Maicona, eu eram deja implicat și cu Centrul Misional Diocezan și îl vizitasem de multe ori. Condițiile erau într-adevăr diferite față de cele pe care le am eu acum sau pe care le-am găsit când am ajuns în 2016. Părintele Eugen a stat deja 16 ani înaintea mea și vă dați seama, în 16 ani au avut loc multe schimbări. De fapt, el când a ajuns, haideți să spunem, nu avea nici curent. Apa o căra de la o distanță foarte mare, foarte puțină apă. Mi-aduc aminte un exemplu când am fost și l-am vizitat în 2004 cu episcopul Gergel. Petru, părintele Eugen ne dădea apa cu porții, așa știți, cam trei când de apă de dimineață într-un lighenaș și ne spunea aceasta este apa pentru toată ziua, pentru dușuri. Pentru duș, o gestionați adică, cum știți. Alta nu mai aveți astăzi. Ei, nu, acum este total diferit. A fost diferit și când am ajuns eu, acum s-au amplificat, să spunem, posibilitățile. Deci au fost condiții destul de grele la început pentru părintele Eugen, dar și pe el, la fel cum și eu pot să spun, nu s-a plâns niciodată părintele Eugen, pentru că el venise deja din Mexic, nu? Într-o altă realitate, dar el s-a adaptat foarte ușor și a înfruntat, să spunem, a primit toate această condiție de viață cu multă ușurință. El privea, practic, la evanghelizare, nu la condițiile lui de viață. Pentru că nu se menaja, să spunem, și nu-și dorea condiții foarte, foarte bune. S-a adaptat la acele condiții, bineînțeles că a încercat să nu să modernizeze, dar să mai doteze misiunea cu mai multe lucruri. Bineînțeles, când a plecat, era deja și lumină, foarte multă capacitate de lumină electrică, dar eu când am ajuns acolo am găsit și un mic frigider, chiar dacă era un frigider cu butelie de gaz, nu la curent electric, dar erau cu totul alte condiții și casa puțin mai adaptată, mai modernizată. Și bineînțeles, și de când sunt eu acolo 8 ani, lucrurile s-au schimbat mult. Nu suntem la nivelul de aici, dar misiunea este cu totul, arată cu totul altfel. Și nu numai, să spunem, misiunea ca și parohie sau ce avem noi, structurile noastre din parohie, oratoriu sau săl de cateheză, biserica, dar și satul și comunitățile au progresat puțin. Nu mai sunt toți nomazi care locuiesc în corturi toți. Exact asta era, și ați anticipat oarecum prin ceea ce ați spus, aceasta era următoarea întrebare. Ce puteți spune despre comunitatea din Maicona în 2016, când v-ați dus dumneavoastră, modul în care se raportau la persoana dumneavoastră, modul în care vă priveau activitatea și ceea ce se întâmplă astăzi, în 2023?
mai întâi așa ca o imagine, ca un tablou, nu? Arhiepiscopul Aurel Percă a venit în vizită în martie la noi și anul acesta. Dar el venea des înainte și chiar și eu îl însoțeam des când nu eram eu în misiune și l-am dus undeva pe un deal lângă misiune la Maicona ca să-i arăt puțin cum arată Maicona acum. El s-a mirat într-adevăr, mi-aduc aminte ce era în 2002, 2004, 2006 și cum arată acum Maicona. Practic vorbim despre o evoluție, exact, nu? În privința condițiilor de trai, a dezvoltării societății până la urmă. Exact, exact. S-au schimbat multe în Maicona și numai de acea imagine. Oamenii, bineînțeles că ne primesc, și la început, cu siguranță, la fel a fost și Părintele Eugen, ne spune la început, eu am simțit-o când am ajuns în 2016, acum o simt mai mult, pot să dau mărturie, oamenii te primesc cu foarte multă bucurie, nu numai pentru faptul că vii și aduci un ajutor material, nu neapărat numai pentru asta, dar și pentru faptul că îl ajuți în educația lui, îl stimulezi puțin pentru ca să gândească și perspectiva vieții, bineînțeles, condusă de credință, pentru că ăsta este primul scop al nostru, nu? Să-L cunoască pe Dumnezeu și Evangheliile, pe Hristos, Biserica și îndrăgostindu-se puțin și de Biserică și de catehezele pe care le face sau ceea ce oferă Biserica, el își dezvoltă viața altfel. Și, din nou, repet, nu se bucură neapărat numai pentru faptul că îi aducem un ajutor material sau le creăm niște structuri sau, eu știu, le oferim o bursă pentru studie unor copii, pentru unii copii sau tineri. Dar lumea te primește cu foarte multă plăcere. Și știu că simțiți și puteți cuantifica cel mai bine acest lucru prin prezența la liturghie. Exact. Este de fapt, cred că orice lucru pe care îl faci atunci când este și vizibil, inima crește și elanul se înmulțește, cum se spune, nu? Văzând prezența lor la Sfânta Liturghie, văzând implicarea lor și mai ales, dar vom ajunge la asta, modul în care încep să se raporteze la sacramente. Da, aici eu am așa în mintea mea o amintire, când am început eu viața mea de preot, în 1995, eram vicar la Judeni și atunci biserica era plină de la Judeni, comunitatea foarte mare, celebram liturghia cu 1000 și ceva de copii, 800 și ceva de tineri, dar încet, încet lucrurile s-au schimbat și în România și în toată Europa și acolo mă simt puțin ca în primii ani de preoție ai mei. Celebrez liturghia în fiecare zi, dimineața la ora 7 fără un sfert, cu aproximativ sau cel puțin 300 de persoane în biserică, dintre care 200 cel puțin sunt copii. Zilnic. Zilnic sunt cifre impresionante. Da. Impresionante, absolut. Comparând cu ceea ce avem da, noi adică aici, acolo este o creștere, într-adevăr, înflorește puțin comunitatea sau biserica, crește numărul. Duminica, vă dați seama, biserica este nu plină. Ar fi plină pentru că aproape de două ori sunt afară, mai mult decât în biserică, și biserica nu este micuță, este destul de mărișoară. Sunt mulți, într-adevăr, și te bucură, este satisfacția, să spunem, și a noastră și haideți să spunem că se merită, așa cum cineva m-a întrebat zilele trecute, dacă, Părinte, se merită tot acest efort și am spus numai că se merită. În primul rând, avem datoria să o facem, dar dacă e să răspundem întrebarea asta, se merită, într-adevăr. Te cuprind uneori și emoții dacă în anumite momente când vezi să ai 300 de tineri liceeni în biserică plus comunitatea și asta aproape fiecare duminică. Ei sunt viitorul, nu-i așa? Și de exact, fapt prin ei acum conturați viitorul. Da, da. Și apoi spuneați înainte și de sacramente. Știu că ați avut o mare bucurie pe zona aceasta de sacramente și v-aș ruga să ne povestiți. Colegii mei vor arăta și imagini între timp. Vorbim de un număr de căsătorii record. Da, de fapt, episcopul de acolo, episcopul Peter Chihara, ne-a spus că, de fapt, cred că intrăm în cartea recordurilor puțin. Ar trebui să încercați, în Kenya, pentru că în urmă cu aproximativ 4 săptămâni, aproape 5 săptămâni de acum, de când am celebrat, în comunitatea noastră de Maicona și numai din Maicona, din parohia din Maicona centru, nu din filiale, pentru că avem și alte filiale noi. Am avut o duminică în care am celebrat la o liturghie 40 de cununii în biserică.
Vă dați seama, 40 de cununii, cuplurile mirii, să spunem. Cu vârste și, cuprinse între. Da, și aici este aici un aspect, e un aspect care nu? O să-l menționez imediat. Plus nașii care mai erau. Aproape că 3/4 din biserică era ocupată numai de cei care participau la sacrament. Nu s-a aplicat proverbul românesc pe care îl practică frații noștri ortodoxi, nu? Ghinionul când vezi altă mireasă, nu s-a ținut cont de așa ceva. Nu. A fost un moment pe care ne l-am dorit împreună cu membrii Consiliului Parohial. Au venit ei cu ideea, până ce ar fi să încercăm să-i cooptăm pe cei care nu sunt în regulă cu biserica, cu sacramentul cununiei. Pentru că din toți aceste 40 de perechi, practic cu vârste cuprinse între, cum spuneați, de la 29 de ani până la 50-60 de ani. Pentru că ei erau căsătoriți tradițional, cum prevăd normele lor, culturale, să spunem, cultura lor, dar nu erau, nu celebraseră sacramentul căsătoriei în biserică. Practic, din momentul acela nu se mai împărtășeau, nu mai erau acceptați la sacramente, nu? Și era o durere pentru dânsii. Și după o formare de, cred că, 5-6 luni, aproape în fiecare duminică, dacă nu în fiecare duminică, o dată la două duminici, veneau la formare. Și e un lucru care poate e greu de înțeles pentru dumneavoastră, dar pentru noi era aproape imposibil de crezut, pentru că erau oameni care veneau din deșert, care se ocupau numai cu păstoritul, dar membrii Consiliului Parohial i-au convins ca să vină la pregătire de la distanțe destul de mari pentru acest moment. A fost o bucurie extraordinară pentru comunitate, dar și pentru ei personal. Vă mărturisesc, după acea liturghie, 40 de perechi, vă dați seama, un caz, o persoană care îl știam foarte bine, venea în fiecare duminică la biserică, participa la biserică prin cânt, prin dans, prin răspunsuri, nu venea la împărtășanie și știam că este cununat tradițional, dar nu religios. După liturghie, m-am întâlnit cu dânsul plângând și spunea, părinte, n-am crezut în viața mea că voi mai reuși să mă împărtășesc. Ce am fost ministrant când eram copil, am fost membru la grupul de tineri, după aceea activ, foarte activ, dar după aceea când am făcut cununia tradițională, n-am mai reușit să mai ajung la sacramente. Era o bucurie enormă pentru el, dar pentru toți, într-adevăr. Dar de ce nu se făceau aceste căsătorii până la acest moment? Sau, bine, înțeleg că se făceau, dar de ce un număr atât de mare de cupluri au rămas fără căsătorii? Și mai am, dar acesta nu înseamnă că noi am epuizat. Că ați epuizat numărul celor care ar avea nevoie de acest sacrament. Vă dați seama, comunitatea este mare. Da. Deci, aproximativ 7.000 de persoane sunt în Maicona. Și marea majoritate bănuiesc că nu sunt căsătoriți în fața lui dar Dumnezeu. Dar de acești 7.000, să spunem, cam 35% sunt catolici, dar sunt o parte care nu sunt căsătoriți. În primul rând, de ce? Era greu atunci la început. Noi suntem o biserică tânără acolo, aproape 60 de ani de creștinism, de când a ajuns Biserica Catolică, nu? Era o noutate pentru dânsii, preoții erau puțini, nici nu știai când făceau cununiile tradiționale, pentru că le făceau în sătulețele lor. Și acum se fac multe. Nu reușim să-i pregătim, pentru că înseamnă o pregătire destul de minuțioasă să-i pregătești pentru sacramentul căsătoriei. Ei au niște momente când fac căsătoriile tradiționale, din punctul lor cultural al lor. Și nu reușești totdeauna să ții pasul cu aceste momente, cu ritmul vieții lor culturale și să faci cununia religioasă. Încercăm acest lucru și chiar vorbim, insistăm. În ultimii 3-4 ani încercăm să insistăm foarte mult în biserică și mai ales cu tinerii ca în ziua cununierii tradiționale să facem și cununia religioasă și ne iese uneori. Am practic reușit. Ei trebuie să înțeleagă că una nu exclude pe cealaltă. Exact, nu? Exact. Și am reușit deja în ultimii 3-4 ani, câteva perechi de tineri au făcut acest lucru și chiar s-au mai anunțat câțiva. Dar pe ceilalți din urmă trebuie să-i recuperăm acum. Pentru practic. Că vorbeam de cuantificarea rezultatelor muncii pe care o depuneți, iată că și această ceremonie prin care s-au oficiat 40 de căsătorii este tot un rezultat, un
extraordinar rezultat al muncii dumneavoastră. Bineînțeles, și apoi trebuie să mai ținem cont că nu numai asta, dar anual chiar făceam o statistică puțin împreună cu un alt preot de acolo din dieceză. Eu în parohie la Maicona, la noi acolo, anual facem undeva la 150 de botezuri. Copii de la 0 ani până la clasa 6-7, apoi adulți, undeva la 40-50 de botezuri de adulți, apoi întâi împărtășane, undeva la 150 de copii, aproape 150 de copii anual. Deci vă dați seama că se vede puțin efectul muncii, nu numai al meu sau al celor care suntem acum sau am fost acum, al tuturor misionarilor de la început. Pentru că ca să ajungem aici a fost un proces destul de mare. Îmi vine în minte acum un lucru și vreau să vă întreb dacă sunt persoane acolo în comunitate care contestă necesitatea prezenței dumneavoastră în comunitate sau care poate v-au respins, care poate vă nu se comportă chiar adecvat cu un preot. Sincer să fiu, n-am simțit lucrul acesta niciodată, în nicio ocazie, de când sunt eu acolo, mai mult decât atât, pentru că noi suntem într-un mediu și musulman puțin, nu? Sunt 30% din comunitate este musulmană. Nu sunt nici măcar mici semne de tensiuni sau conflicte sau de refuz că noi suntem acolo, nu, sau să-i deranjăm cu ceva, din potrivă, chiar se colaborează foarte frumos. Niciodată nu au fost tensiuni dintre astea între musulmani și creștini sau creștini și necreștini. Nu, n-am simțit acest refuz din partea nimănui. Pentru că noi când facem o acțiune, de exemplu, socială, nu ținem cont. Ce religie au? Absolut niciodată. Am avut niște proiecte în care dădeam de mâncare la cam 120 de persoane pe zi. Un prânz pe care îl făceam în misiune și veneau și luau masa această hrană și o duceau în familie. Din aceste 120 de persoane, aproape 70 erau musulmane. Deci erau cei mai săraci dintre săraci. Noi totdeauna am ținut, adică n-am ținut cont în adevăr de religie și toți sunt ai noștri, să spunem, sau și nici nu avem această atitudine de a face prozelitism acolo, de a converti acum oamenii de alte religii sau... Nu, noi ne vedem de treaba noastră și să știți că sunt și mulți care vor neapărat să intre în comunitatea noastră. Nu numai dintre cei necreștini tradiționaliști care nu au nicio religie, dar chiar și la celelalte religii. În mod cert, fiind vorba despre altă cultură, altă civilizație, sunt aspecte din care am putea învăța și altele pe care nu vi le-ați dori în țara dumneavoastră, în țara în care v-ați născut. Vorbind despre lucrurile pozitive, ce am putea învăța de la oamenii din Maicona? În primul rând, am găsit această, hai să o numesc, ospitalitatea lor și deschiși pentru orice i-ar putea ajuta. Pentru că și mesajul Evangheliei pe care noi îl ducem acolo și să-L cunoască pe Hristos este un ajutor pentru, și pentru viața lor, nu? Pentru ca să-și schimbe viața și să-și îmbunătățească, să spunem, viața, conceptul de viață, modul de a trăi, de a dobândi și alte valori, pentru că pentru cultura lor, anumite valori care sunt valori pentru ei nu sunt valori pentru noi, pentru religia creștină. Și această deschidere pentru noutate este un lucru pozitiv, aș putea să spun. Ce aș vrea să mai spun, poate nu face parte neapărat din această trăire creștină, ce mă deranjează, între ghilimele spus, serenitatea lor și lipsa de stres. Eu rar am văzut acolo sau aproape deloc cineva care să se enerveze și să reacționeze printr-o voce mai ridicată sau să se certe între ei strigând unul către altul. Au un calm de aproape... Asigură longevitatea această atitudine. Exact. Și lipsa de stres. El trăiește ziua respectivă sau momentul prezent fără să se gândească pentru ziua de mâine sau de poimâine sau de perspectivă, eu știu, viitorul de după 10-20 de ani. Intervine, bineînțeles, în mintea tinerilor sau celor care sunt deja educați sau au acces la
a vedea lumea și dincolo de Maicona sau dincolo de deșertul Cealbi unde suntem noi. Acum există Facebook, bineînțeles că au și ei. Sunt conectați la tot sunt ceea ce înseamnă. Sunt conectați, bineînțeles, tinerii sau cei care au trecut deja prin școală, educați fiind, și se lasă și ei influențați de acele valori sau uneori nevalori care sunt în societate. Dar, în general, viața lor sau ritmul vieții lor, structurat așa pe valorile lor culturale, este o viață foarte liniștită, o viață, haideți să spun, frumoasă, în ciuda tuturor greutăților și mai ales a sărăciei. Pentru că este, într-adevăr, o sărăcie greu de descris uneori. Și fotografiile uneori pot ilustra, pot vorbi despre această sărăcie. Dacă e să vorbim despre poate o anumită caracteristică a lor, dincolo de aceasta, care poate s-ar putea pe un român să le nerveze un pic această liniște și calmitate, mai ales când vezi că eu mă agit, fac aici, exact, fac să fie lucruri, da, și el reacționează așa cu un lasă-mă să te las, exact, e un pic deranjant. Exact, dar cu așa siguranță au și o caracteristică care poate fi numită defect. Că știți că orice societate se zice la un moment dat că are un defect așa, care parcă o cuprinde în întregimea ei. Care ar fi defectul și păcatul, că până la urmă devine un păcat, în ceea ce privește abordarea relațiilor poate interumane între ei acolo sau a latitudinii unul față de altul în Maicona? Dar nu știu dacă cunoșteați înainte de vreme ce mi-a spus această întrebare, pentru că avem într-adevăr un aspect care ne deranjează și pentru care lucrăm foarte mult, încercăm să schimbăm ceva, nu este ușor, este acest concept al răzbunării cu care nu ochi știu, pentru ochi, dinte pentru dinte. Exact, exact. Noi lucrăm acolo cu mai multe triburi, nu? Și când intervine o problemă între două triburi sau între mai multe triburi, au fost și conflicte, tensiuni, bineînțeles, această răzbunare sau trebuie să o întorc înapoi, rămâne în mintea lor și dacă n-au reușit cei care au trăit momentul, sunt în viață, rămâne datoria copiilor sau generațiilor de după mine ca să rezolve această problemă. Simțiți că se schimbă ceva la noua generație în ceea ce privește acest aspect? Da, reușim să facem acest lucru și observăm acest lucru. Bineînțeles, nu sunt pași rapizi, dar începând deja să lucrăm și cu cei mici, și cu adolescenții, prezenți fiind și în școală noi, sau prin cateheții noștri, cu siguranță va dispărea și acest lucru. Nu acum, nu știu, nu știm nevoie când, de generații, probabil. Dar noi le reamintim și le repetăm des lucrul acesta, că asta nu este o valoare creștină. Este exact contrariul creștinismului, această atitudine. Dar nu este ușor să o scoți din capul lor, pentru că asta face parte din structura lor. Nu știu dacă lor, se nasc cu asta sau se autoeducă sau se lasă educați în familie cu această învățătură, hai să spunem, mai bine spus, neînvățătură, pentru că nu este o învățătură bună. Ați avut vreodată într-o astfel de dispută sau tentativă de răzbunare un rol consultativ? S-a întâmplat să vină vreodată un credincios, îi voi spune la dumneavoastră de acolo și să vă zică, uitați părinte ce vreau eu să fac, că neamul 7 mi-a făcut mie nu știu ce, acum 30 de ani. Au fost anumite mici, să spunem, neînțelegeri sau nu neapărat duse la extremă între familii, mici neînțelegeri care au ajuns la părintele paro sau la preot în misiune. Și, dar nu neapărat, uneori au fost cazuri în care nu au venit cei implicați, au venit cei din clanul lor sau din familionul lor mai mare, familia cu lor extinsă. Cu scopul de a vă cere să vă implicați? Exact, da. Sau i-au adus la noi. Prima dată încearcă ei să rezolve problemele, clanul lor sau liderii comunității sau clanului, reprezentanții lor, și uneori mai vin și la părintele pentru că dacă părintele cunoaște și pe unii și pe alții, ajung și la noi. Mai rar, să știți că încearcă să-și rezolve problemele prin reprezentanții lor, prin liderii comunității, și au respect față de ei. Deci uneori liderii pot decide chiar contrar voinței celui implicat în anumite probleme, trebuie să asculte și ascultă.
Deci există acest respect, hai să spunem că asta este o valoare. De acel sfat al bătrânilor, îl numim așa, sfat al bătrânilor. Pe care ei se bazează, de fapt. Absolut, absolut. Ei decid, practic, soarta familiei uneori, dar la comunității în general, spre bunul mers al comunității. Părinte, am început emisiunea vorbind despre ziua misiunilor și despre modul în care v-ați petrecut-o aici în România. Știu că de cele mai multe ori ziua misiunilor nu prea e aici, acasă, e la cealaltă casă, în misiune. Cum se sărbătorește și ce se face de ziua misiunilor în Kenya? Este o bună întrebare, pentru că atâta timp cât am fost în Europa, înainte de a pleca în Kenya, de ziua misiunilor sau când vorbeam despre misiuni, și încercam să sensibilizăm oamenii, cel puțin eu personal și preoții, suntem îndemnați să facem același lucru aici în Europa, să sensibilizăm oamenii pentru țările de misiuni sau pentru misiuni sau pentru misionare. Eu fiind acolo într-o țară de misiuni, am descoperit că de fapt și acolo lumea trebuie sensibilizată pentru misiuni și pentru misiunea sau pentru a susține misiunile și misionare. Și acolo se face colectă în ziua mondială a misiunilor, pentru misiuni, colectă care merge exact cum merge și a noastră de aici, din dieceza noastră, la Vatican, pentru ca opere pontificale misionare să distribuie ajutoarele în zone de misiuni unde sunt priorități. Cum percep oamenii acest lucru? Sunt deschiși? Sunt deschiși pentru... Și noi, bineînțeles că nu suntem chiar ultimii, probabil, din lume, nu? Cei mai săraci. Dar bineînțeles că sunt foarte sărași ei, dar sunt deschiși pentru a ajuta. Și chiar aș vrea să vă spun că fac grupuri și grupuri, fiecare grup de copii, de tineri, mamele catolice, bărbații catolici, liceele, școlile, vin cu un pliculeț în care ei pun anumite sume mici de bani pe care îi adună între ei și în ziua misiunilor vin cu acel pliculeț. Și știu că acele sume de bani merg în altă parte să ajute pe ceilalți. Și aș vrea să subliniez ceva. Au un spirit de întrajutorare între ei enorm. Este o valoare extraordinară care iarăși este o învățătură pentru noi. Se ajută între ei foarte mult. Dacă cineva are o problemă, toată familia este implicată și dacă familia nu reușește să rezolve acea problemă materială, bineînțeles, în cele mai multe ori sau când cineva merge la spital și are nevoie de o sumă foarte mare de bani pentru o operație, se ajută foarte mult între ei. Chiar dacă nu au foarte mult, nu dau din surplusul lor, din ceea ce au necesar, dacă cel de lângă el nu are, îl ajută. Deci nu am văzut acest spirit de întrajutorare, vă spun sincer, până acum la noi aici în țară sau în Europa, este foarte dezvoltat acest spirit de întrajutorare între ei. Chiar și o valoare din care avem de învățat. Ați vorbit, părinte, despre trecutul comunității din Maicona, ne-ați povestit despre prezent, ceea ce este acum acolo. Care este părerea dumneavoastră cu privire la ceea ce va fi pe viitor în Maicona? Peste ani, ce credeți că vor regăsi cei care vor merge pe acolo? Așa cum înalt preasfințitul a fost și a văzut așa un progres și o evoluție, ce credeți că va fi peste alți, nu știu, poate 10 ani? Ne punem, să știți, problema în discuțiile noastre, fie acolo în Maicona, cu episcopul, cu preoții, cu localnicii de acolo, fie aici în Europa, când ne întâlnim și discutăm despre perspective sau despre viitor. Viitorul misiunilor în care suntem acum prezenți, poate nu 10 ani, că în 10 ani probabil nu vor fi foarte multe schimbări, în sensul că eu mă gândesc la un aspect anume prezența preoților sau misionarilor. Ne gândim la acest viitor, cum va fi, cine va fi și dacă se poate continua sau dacă se poate progresa, pentru că problema vocațiilor acolo rămâne o problemă din cauza culturii. Nu sunt preoți localnici foarte mulți. Și atunci va trebui tot noi sau celelalte țări, dieceze, să mergem în continuare cu acest sprijin pentru către ei. Totuși mă gândesc la acei copilași de care ne-ați vorbit. Cred totuși că văzându-vă la altar vor fi câțiva care își vor dori să fie ca dumneavoastră. Cu siguranță, cu siguranță. Sunt șanse totuși ca peste ani să fie primiți în Maicona, pe lângă cununii și altele. Am toată încrederea și toată siguranța, pot să spun, că vor fi într-adevăr și din localnici. De rândul lor. Exact, persoane care vor dori să-și îmbrățișeze această viață consacrată. Deja avem un caz, să spunem, în Maicona, din parvia noastră, prima soră într-o congregație din tot deșertul Cealbi. Prima soră este din comunitatea noastră.
a făcut profesiunea de credință ca și soră anul acesta, undeva prin mai, parcă mai iunie. Iată tot un rod al Da, misiunii este și un desfășurat preot din acolo. Maicona. Acum sunt iarăși câțiva tineri care se pregătesc. Noi încercăm să dezvoltăm și acest spirit și să demontăm puțin anumite concepte pentru ei, că despre celibat mai puțin se vorbește acolo și nu este neapărat o valoare în cultura lor, dar sunt persoane care, bineînțeles, văzând viața preotului, se vor lăsa îmbolnăvi, să spunem, de acest spirit de viață creștină și în slujba celorlalți, adică în slujba evangelizării și ajutorării celorlalți. Părinte, aveți în mod cert o activitate bogată, sunteți mai mult decât ocupat, cum se zice, cu misiunea din Maicona. Mă refer la perioada când sunteți acolo. Totuși, îndrăznesc să vă întreb cât de des vă zboară gândul acasă, în Ghereiești, mai exact, locul unde v-ați născut. Bineînțeles că îmi zboară ori de câte ori vorbesc la telefon și mă contactează eventual între frații mei, surori, din familie, chiar și cu părinții, dar nu neapărat să mă gândesc, nu știu dacă este o valoare sau o non-valoare, cu dor neapărat să mă întorc acasă, că mi-e dor de acasă sau că mi-e dor de ai mei. Mă bucur când sunt cu ei și mă întâlnesc, dar nu știu, mi-a dispărut acel dor neapărat să mă întorc acasă, pentru că vreau să văd casa. Din nou spun, repet, nu știu dacă este o valoare Mă acest gândesc la sentiment, această părinții trăire. dumneavoastră și la momentul în care au realizat că veți fi preot, poate chiar la momentul când ați fost sfințit preot și nu cred că se așteptau să fiți preot, dar atât de departe. Nici eu nu mă așteptam la așa ceva și, de fapt, în fiecare an când vin acasă, mă întreabă dacă cât mai stai acolo, dacă când te întorci Și acasă. răspunsul care este, părinte? Totdeauna spuneam data viitoare, nu știu când te întorci și cât mai stai, nu știu cât mai stau, dar când mă întorc data viitoare. Sunt părinții dumneavoastră mândri de ceea ce ați devenit? Cum îi simțiți? Nu mi-au spus niciodată dacă sunt mândri sau nu, nu mi-au exprimat-o. Cred că se roagă pentru mine, cel puțin de când sunt acolo. Dar așa ca să se simtă mândri în comunitate sau Nu într-un mediu, nu cred. vorbim mândria sfântă, nu aceea Da. păcătoasă. Bănuiesc că au o grijă în plus faptul că sunt acolo. Dacă eram aici în zonă sau în țară, nu erau atât de grijulii, probabil. Oare ce mai face? Oare ce se mai poate întâmpla? Pentru că știu și ei acum, au văzut și ei poze, aud și ei că e o viață cu mai multe pericole, condiții de viață mai sărace, te poți îmbolnăvi ușor și această grijă normală. Aceste griji îi încarcă puțin și nu cred că sunt atât de fericiți, este și un motiv probabil să se roage pentru mine, dar bineînțeles că bănuiesc că sunt și puțin, haideți să spunem, fericiți, bucuroși. Știind ce sunteți. Pentru Da. că am vorbit despre Ghereiești, despre România, vreau să vă întreb la cine vă zboară gândul când vă gândiți că, iată, am devenit ceea ce am devenit, fac ceea ce fac și acest lucru se datorează unor oameni care și-au lăsat amprenta pe parcursul existenței dumneavoastră de până acum. Cine sunt aceștia? Am avut așa o. Niciodată n-am răspuns la o astfel de întrebare sau n-am avut ocazia să discut despre acest lucru, dar am un unchi preot, Părintele Iosif Enășaie, și când eram puști acasă, imaginea lui o aveam așa ca. El era seminarist atunci și imaginea lui mi-a rămas de multe ori în minte, încet, încet a crescut așa o dorință să devin și eu la fel. Bineînțeles, acea dorință s-a schimbat într-o altfel de dorință și de la dânsul, să spunem, am primit primul impuls, prima tentație de a îmbrățișa această viață, deși eram copil. Dar apoi a fost Părintele Mocanu Isidor, Dumnezeu să-l odihnească, fostul meu paroh, care l-am avut de la începutul seminarului și până la sfârșitul seminarului. Bineînțeles, și după aceea, ca preot, am colaborat foarte mult cu dânsul. Mi-a rămas un tătic sau un părinte de la care am învățat foarte multe și căruia îi datorez mult din viața mea de preot. A fost un exemplu extraordinar pentru mine ca preot. Deci, dacă mi-ați spus așa, m-ați întrebat, am așa două Două persoane, nume. da, care mi-au rămas și
m-a orientat. Părinte, dumneavoastră aveți o misiune asumată de a fi misionar, dar știu că și noi, aici, acasă, la serviciu, în familie, putem fi mici misionari. V-aș ruga pe finalul emisiunii să ne învățați, să ne spuneți cum putem și noi să contribuim la această misiune, de fapt, să fim misionari în lumea în care trăim. Deci foarte scurt, așa, cu siguranță ați mai auzit și au mai auzit și ceilalți care ne aud, care ne privesc acum, probabil, face parte din natura noastră de creștini, în primul rând catolici, să fim deschiși pentru întreaga lume. Deci noi nu suntem creștini doar pentru noi, suntem și pentru ceilalți și trebuie să ne mărturisim credința și, da, credința noastră și celorlalți din jurul nostru. Bineînțeles că avem și această datorie, chiar datorie, nu este ceva opțional. Avem datorie, efectiv, de a susține această opere de evanghelizare și de încreștinare a tuturor popoarelor. Hristos n-a trimis ucenicii numai la Ierusalim sau numai în Israel sau numai în Europa sau numai la Roma să mergeți. În toată lumea, am spus. Deci, avem, în primul rând, avem această datorie. Este o datorie, efectiv, pentru oricine. Că e laic, că e preot, că e persoană consacrată, toți avem datoria. Cum? De acasă nu suntem toți obligați să mergem în misiuni. Nici nu avem această vocație, dar de acasă o putem face. Și în primul rând este acel ajutor al rugăciunii. Să-L deranjăm pe Dumnezeu cu insistențele noastre pentru ca să protejeze pe misionare, ca să nu se descurajeze și să îi inspire tot Duhul Sfânt, pentru că nu suntem noi cei care găsim totdeauna metodele cele mai bune, să ajute pe acei oameni și să le vină întâmpinare pentru ca să-L cunoască mai bine pe Hristos și, bineînțeles, să-i ajute și din punct de vedere material în sărăcia lor. Și aceasta și a doua parte, al doilea mod în care putem să ajutăm misiunile, nu neapărat pe misionare, dar pe misionare în activitățile lor, bineînțeles și cu acele oferte pe care uneori biserica locală le mai organizează, fie în Ziua Mondială a Misiunilor, fie cu alte ocazii când cere ajutorul și material pentru diferite proiecte și să ajute pe cei mai săraci dintre săraci. Părinte, vă mulțumesc pentru mărturie, vă doresc succes în activitatea pe care o desfășurați și, evident, vă aștept înapoi să ne povestiți data viitoare când veți reveni ce s-a mai întâmplat în misiunea din Maicona. Vă mulțumesc pentru toată această ocazie și această oportunitate. Dragi prieteni, o nouă emisiune, Interviul Săptămânii, s-a sfârșit, dar cu siguranță ați rămas cu ceva. Nu uitați, fiți misionari, acolo unde sunteți și, dacă nu reușiți să fiți un misionar în adevăratul sens al cuvântului, puteți să-i ajutați pe alții să fie. Părintele v-a învățat cum. Sunt Nicoleta Timaru, până la o nouă întâlnire, rămâneți cu RCS FM și Angelus TV. Toate cele bune! Interviul Săptămânii la RCS FM.